este asemănată, dragii mei, cu o grădină. Și îmi place frumos, îmi place să privesc la această imagine a unei grădine în care fiecare dintre noi suntem un copac roditor. Și aș vrea să cred acest lucru, dragii mei, căci vrem să fim niște oameni roditori în casa Domnului. Amin. În Psalmul 1, cuvântul ne spune așa de frumos: fericește pe acel om care cugetă la cuvântul Domnului, așa cum noi astăzi am venit să învățăm din cuvântul Scripturilor. Spune că el este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul lui la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Dragii mei, vrem să înțelegem că în biserică curge acest izvor din care ne adăpăm. Biserica este un loc, dragii mei, unde ne alimentăm, unde ne luăm seva pentru a da rod în lumea aceasta, în viața de credință. Și zic ca Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, dragii mei, să luăm această învățătură, să punem la suflet. În Evanghelia după Luca, Evanghelistul ne prezintă pilda smochinului, dragii mei, neroditor. Și spune cuvântul: el a spus, adică Domnul Iisus a spus și pilda aceasta: un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, am să pui gunoi la rădăcină, poate de acum înainte va aduce rod, dacă nu, îl vei tăia. Dragul meu frate, iubită soră, drag creștin, Domnul Iisus Hristos este grădinarul care trece prin grădină și în această zi și să uită la pomul vieții tale, să uită la mine și să vadă dacă suntem roditori. Cuvântul Domnului în profetul Solomon spune: rodul celui neprihănit este un pom de viață. Așa trebuie să fim, dragii mei, un pom care să dăruim viață. Ce este frumos în această pildă, în acest pasaj pe care l-am citit, este o frumusețe faptul că există un mijlocitor, în primul rând. Cineva mijlocește pentru mine și pentru tine, ca să fim mai roditori, ca să fim mai aproape de Domnul, mai neprihăniți, dragii mei, mai doritori de neprihănire și de împărăția Domnului. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, grădinarul care se ocupă personal de tine și de mine și revarsă în jurul nostru binecuvântările sale. Spune Apostolul Pavel lui Timotei că ce este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și mulțumim Domnului, dragii mei, pentru această mijlocire, această slujbă de mijlocire că o face pentru noi. Dragii mei, Domnul Iisus, grădinarul, face un lucru, am să-l sap în